Vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Barba a anunțat că săptămâna trecută au fost în vizită în județul Suceava Jürgen Reichter, fost președinte al Consiliului Regional Schwaben, și Katarina Haberkörn, responsabilă colaborare în cadrul parteneriatului Schwaben-Suceava, pentru a fi identificate noi proiecte care să fie pregătite și realizate în perioada următoare. Aceștia au avut mai multe întâlniri și au vizitat mai multe obiective din Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Fundul Moldovei, Solca, Rădăuți și Suceava. Nicolae Barba a precizat că parteneriatul Suceava-Schwaben este solid, construit în peste 20 de ani. Are capacitatea să producă proiecte noi pentru viitor, pornind de la experiența obținută de-a lungul anilor în cadrul acestui parteneriat, cuvântul de ordine fiind creativitatea. După vizite la structuri ale DGASPC Suceava, Jürgen Reichert a apreciat că sistemul social acordă copiilor din județ condiții peste medie, iar în ceea ce privește centrele pentru adulți, acesta a precizat modul în care acestea se reorganizează în Germania, dar a subliniat că termenul este 2030 în unele cazuri. El a menționat că s-a convenit să se propună mai multe proiecte comune în turism, educație, cultură, mediul de afaceri, sport și în domeniul social.